Salutare! Eu sunt Gabi, iar astăzi o să facem cunoștință cu ultimul pui ajuns la Centrul pentru Reabilitarea Ușilor Orfani și cu omul care l-a salvat de la moarte. Micuțul ce urmează să-l vedeți este al treilea pui de anul acesta care și-a găsit drumul către o nouă șansă. El a stat 10 zile sub stricta supraveghere a medicului veterinar Borco Vitalis Levente, iar datorită tratamentului acordat de către acesta în Târgu Mureș, ursulețul a devenit un candidat bun pentru reabilitare. De îndată ce a ajuns la noi, ursulețul a luat prima lui masă la centru, după care a fost dus în țarcul special amenajat pentru el. Haideți să-i aflăm povestea. A fost contactat de niște pădureari din zona Solar. Au găsit puiuțul pe un drum forestier, foarte slăbit și într-o stare foarte proastă. Nici n-au avut curajul să aducă până în Târgu Mureș. M-au rugat să mă duc eu după puiuț și să primească primul ajutor chiar la fața locului. Era foarte slăbită, deci teoretic era într-o stare aproape comatoasă. În fața locului deja a primit o perfuzie, cât de cât s-au văzut speranțe de a merge spre bine. În momentul găsirii a avut un kil 650 de grame. Timp de 10 zile a reușit să pună aproape un kilogram peste greutatea găsită. Momentan este în stare foarte bună și apt de reabilitare. Câți ursuleți ai îngrijit până acum? Am înțeles că ești foarte pasionat de domeniul ăsta. 17. Eu sunt Gabi, vocea ursuleților orfani și dacă doriți să ajutați micuții ca cel prezentat astăzi, o puteți face accesând linkul de aici. Nu uitați să dați subscribe la canalul nostru de YouTube și like la pagina noastră de Facebook WWF România pentru a afla noutăți de la orfelinatul de uși. Ne vedem săptămâna viitoare!